Incendiul la școala din localitatea argeșană Davidești a izbucnit noaptea trecută. Cei care stau lângă imobil au observat flăcările și au sunat la 112, dar și la primar. Imediat, edilul a plecat de la petrecerea de ziua lui și cu un extintor a izolat locul unde ardea. A venit un frate de la noi acasă și a vrut să bage mașina în curte și a văzut foc aici. Am sunat primarul, a venit primarul. Știți cumva de la ce a pornit focul? La coșul de la centrală. Coșul la centrală supraîncălzit pentru că am dat ordin să meargă centralele în plin. Datorită gerului care este zilele astea, să nu avem probleme cu căldura la copii și cu instalațiile, și s-a întâmplat. Acum totul este în regulă. Și la Schitul Golești, autoritățile au fost puse pe jar după ce acoperișul și mansarda unei locuințe au luat foc. Oamenii au sunat la 112, iar de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung a plecat o auto specială cu apă și spumă și echipajul smurt. Două ore l-a luat pompierilor și localnicilor să izoleze focul și să-l lichideze, asta după ce au golit podul și anexa de materiale inflamabile. Aceeași locuință a ars și în 2013.